Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Vorbim în această ediție cu domnul primar Constantin Toma. Domnule primar, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Vorbim despre ce mai are timp primăria să facă până la sfârșitul anului. În prima parte, așa cum s-au obișnuit și telespectatorii noștri, vorbim despre subiectele importante. În a doua parte puteți interveni și dumneavoastră cu întrebări. În primul rând aș vrea să vorbim despre reușita Buzăului, reușita elevilor de la Liceul de Arte Margareta Sterian. Avem o trecere de 3D în premieră în România. Am văzut că știrea a fost preluată de toate televiziunile naționale. Un succes foarte mare. Am văzut și eu. Au fost milioane de vizualizări. O idee pe care a cules-o și mi-a dat-o domnul viceprimar Ionuț Apostu. Am cuplat imediat. Facem și reclamă Liceului de Artă, că este un liceu deosebit, și copiilor și profesorilor de acolo. Pentru că anul viitor dorim să extindem această idee, această acțiune în tot Buzău unde este posibil așa ceva. Pentru că până la urmă trebuie să ne diferențiem. Pe partea diferențiem de alte localități din Buzău și de alte orașe și bineînțeles să șoferii să fie mult mai atenți atunci când se apropie de trecerile de pieton, pentru că din păcate în acest an a fost și un an aproape tragic din acest punct de vedere. Am avut multe accidente, inclusiv mortale, și sperăm că această activitate, această acțiune va micșora astfel de cazuri. Deci de anul viitor vor fi mai multe treceri de pieton tridimensionale. Încerc, mă gândesc pe Unirii, pe toată distanța Unirii și bineînțeles pe străzile pe care le asfaltăm, să avem și astfel de treceri, că acest tip de trecere 3D se vede mult mai bine pe asfaltul curat și nu pe îngropi. Începe și operațiunea de plombare, ca așa spuneați, că până la finalul anului? Cu siguranță. Deci am forțat, așa cum știți, ne apropiem vertiginos de final pe Marghiloman. Mai avem retușuri, stația de autobuz de la Micro 5, ieșirile pe străzile laterale, pentru că trebuie să le amenajezi un pic ca să nu fie trecerea așa bruscă. Mai avem aici pe intersecția cu Gârlaș, mă refer la cele două străzi, Dumitrescu și Vizireanu, bineînțeles trotuarele de pe Bazalt și așa mai departe. Deci o să forțăm să închidem toată lucrarea, inclusiv cu trotuare, pentru că nu este posibil acolo unde ai făcut asfaltare să lași trotuarul într-o stare deplorabilă și lumea să circule pe stradă unde există pericol. De data aceasta la trotuare vor lucra tot cei de la Urbis și nu cei de la Prescom. Și, dar cei de la Urbis sunt mult mai calificați și au și o viteză mai mare și o calitate mai bună a lucrărilor. Deci vom vedea, am încercat să specializăm pe cei de la Prescom, din păcate nu cu foarte mare reușită, o spun corect, așa este. Spuneți-mi bilanțul asfaltărilor pe anul 2017, vă mulțumește, în afara contestațiilor care au apărut la acele licitații? Astea sunt inerente, nu e niciun fel de problemă, deci în mod normal trebuie să avem peste 75 de străzi, închidem vreo 32, probabil vom mai finaliza până la sfârșitul anului, dacă ne va lăsa vremea, inclusiv ce am început în prelungirea străzii viilor acolo, mă refer la izvor și ce mai avem o fundătură. Vom vedea. Dacă vremea ne va permite, bani mai avem, astfel încât să lucrăm, dar de calitate, să nu facem vreo prostie. Înțeles că prima prioritate în primăvară va fi Aleea Sporturilor, a fost și azi în zonă, a rămas probabil cea mai proastă stradă din Buzău, bineînțeles că mai avem și strada Oltului și alte câteva străzi, dar mă refer la arterele astea principale. Bineînțeles, a apărut o idee de mai mult timp, astăzi am încercat să o verific și pe teren, am vorbit și cu cetățeni, cu buzoieni din acea zonă. Și vorbesc aici pe Dorobanți 2, în zona asta cu cele două străzi unde suntem în asfaltare acum, Dumitrescu și Vizireanu. Practic, când atacăm o zonă, trebuie să facem tot ceea ce este bun acolo. Mă refer, de exemplu, la zona Obor, aici lângă dumneavoastră, unde s-au făcut și parcări, s-au făcut și platforme îngropate de gunoi, loc de joacă și așa mai departe. Și la fel trebuie să ne arhitectură peisagistică care trebuie să fie odată cu asfaltul care îl punem pe zonă, astfel încât zona aia pur și simplu să o perioadă de timp să o lăsăm în pace. Bineînțeles, fac un apel la toți buzoienii, astfel încât să respecte cele două regulamente care vor veni
mâine în ședința de Consiliu Local și la ședința de Consiliu Local din luna decembrie, respectiv regulamentul pentru întreținerea spațiilor verzi care va fi în decembrie și regulamentul privind conviețuirea socială. Sunt mai multe regulamente care țin de conviețuire socială, mă refer la zona asta de utilitar gospodărești și alte chestii. Deci trebuie cu toții să facem un efort pentru că numai primăria nu are cum nici fizic. Nu mai povestesc de ce costuri ar fi să poți fiecare, nu știu, buruiană să încerci să o smoși pe gard și să arate Buzău impecabil. Deci trebuie așa cum este și afară. Care ar trebui să-și îngrijească singur. Cu siguranță, deci vom da în administrare gratuită și la blocuri, și la case, și la firme. Veți vedea regulamentul. De fapt, puteți să-l vedeți, este în dezbatere publică, astfel încât să avem și clădiri mai îngrijite, deci o să avem în curând impozitarea pe anul viitor pentru clădirile istorice, 500% impozit și alte clădiri care arată foarte rău acum, astfel încât să încercăm să-i stimulăm și pe această cale, pe cei care dețin aceste clădiri, să le aducă la un nivel deosebit. Bineînțeles că în această situație, în mod paradoxal, este și Primăria Buzău. Primăria Buzău deține mai multe spații pe Cuza Vodă, care sunt la fel de neîngrijite ca și restul. Ele sunt locuite și fiind locuite nu putem face nici expertizare, nici să dăm oameni afară de acolo. Din această cauză, în ședința de Consiliu Local, am propus prin rectificarea de buget să alocăm o sumă pentru achiziția 15 locuințe, apartamente în care să mutăm oameni de pe Cuza Vodă în mod special, dar și în altă zonă, din altă zonă, din zona asta de centru a Buzăului, astfel încât să putem intra cu expertizare și cu refacerea acelor clădiri, pentru că este imperios necesar în momentul în care e bulină roșie acolo. Și, Doamne ferește, se întâmplă nenorocire, vă dați seama, răspund și personal și nu doresc acest lucru. Deci aș dori anul viitor să avem acești oameni mutați și să ne apucăm de refacerea acestor clădiri într-o zonă foarte importantă a orașului, practic singura zonă veche a orașului cu care ne mândrim și ne putem mândri și mai mult dacă o facem așa cum trebuie. Spuneți că vor fi impozite de 500% pentru cei care refuză să-și reabiliteze locuințele, exact. Dar taxele și impozitele de la 1 ianuarie vor crește pentru toți buzoienii. Da, este adevărat și pentru firme și pentru populație, pentru cetățenii Buzăului, pentru că este nevoie de bani. Am început, așa cum se vede și cu ochiul liber, o refacere a Buzăului, dacă vreți, o restartare a Buzăului vis-a-vis de dezvoltarea pe care o merită, și acest lucru nu se poate face decât cu bani. Și banii care au fost anul ăsta sunt tot bani adunați de la oameni și de la firme, și trebuie să le întoarcem înapoi, mai mult asfalt, mai multe spații verzi, mai multe locuri de joacă, mai multe platforme îngropate. Deci sunt multe, foarte multe proiecte în derulare. Bineînțeles, acest 10% nu înseamnă foarte mult pentru familie, e vorba de 15-20 de lei în general, dar în același timp nu se măriseră de 16 ani. Avem printre cele mai mici taxe și impozite din România. În altă parte am văzut că se duc până la 18-20% alte orașe din România, iar la orașele mari care sunt și dezvoltate, în special în zona Ardealului, taxele sunt mult, mult mai ridicate decât în municipiul Buzău. Nu este o forțare prea mare, îmi cer scuze pentru acest lucru, dar este nevoie de bani care să-i folosim inteligent în dezvoltarea orașului nostru. Spuneați că înseamnă 15-20 de lei în plus, însă vor fi în zonele unde există locuri de parcare amenajate, vor plăti oamenii și taxa pentru locuri de parcare. Asta este altă poveste. Deci un loc de parcare ne costă în medie 1700 de lei. 1700 de lei. Pentru a-l amenaja? 17 milioane. Așa este, pentru a-l amenaja, pentru că aceste locuri de parcare nu le atribuim decât în momentul în care este asfaltat, în momentul în care l-am marcat, și după ce ținem o licitație. Și pentru treaba asta se percepe o sumă pentru zonele astea rezidențiale de 90 de lei pe an. Nu este o sumă mare, dar trebuie să facem acest lucru, pentru că, în primul rând, acest lucru este cerut de oameni. Vor locuri de parcare garantate. Și este cerut într-adevăr și ne întreabă și pe noi oamenii tot timpul unde se vor mai amenaja locuri de parcare în perioada următoare. Până în perioada următoare vom face, nu știu ce mai putem face până la sfârșitul anului, dar trebuie să reproiectate aceste locuri de parcare. Vă dau doar un exemplu. În zona Obor ne-au rămas 40 de locuri
de parcare neatribuite, s-au reproiectat locurile de acolo și s-au mai câștigat față de numărul total de autoturisme care sunt în zonă, s-au mai câștigat încă 40 care sunt libere în acest moment. Cu siguranță în momentul în care o să intrăm în tot Buzău, vom mai câștiga și locuri de parcare, chiar dacă în permanență suntem cu ochii pe spațiu verde, pentru că trebuie să avem spațiu verde. Nu mai putem să micșorăm că suntem în mare criză. Noi trebuie să avem 26 de metri pătrați pe locuitor de spațiu verde în Buzău. Înțeles, asta nu înseamnă numai buruieni, de aia am făcut apel. Anul ăsta, astăzi am fost în Parcul Tineretului, se plantau de zor bulbi, mai avem vreo 80.000 de bucăți din 924.000 de plantat, suntem în termen, după care va începe o acțiune de plantare de copaci, de arbori ornamental, de arbuști, cât ne va permite timpul, astfel încât în 2-3 ani de zile să avem și din acest punct de vedere un alt oraș cu un alt fel de spațiu verde. Spuneți că suntem în criză, dar știu că soluția salvatoare era pădurea Crân, care ar fi trebuit să revină municipalității. Nu așa se mai este, ne batem și pentru treaba asta. Se aud foarte multe, din păcate, unele vești proaste. Ieri am fost la o dezbatere în susținere, de fapt, în Comisia de Administrație din Senat. Plecat cu domnul secretar. Am fost susținut și de 3 din inițiatori, vorbesc de Ionela Dobrică, domnișoara deputat, de Dănuț Păle, domnul deputat, și de domnul deputat Sebastian Radu. Din păcate am avut un vot pentru, un vot împotrivă și restul abțineri. Consiliul Legislativ a constatat că pădurea Crân ne poate reveni pentru o simplă hotărâre de guvern. Probabil după cazul Belina s-a speriat și guvernul și a dat-o la Parlament. Și probabil va trebui să ia decizia și o să vorbesc și cu domnul viceprim-ministru să o dea până hotărâre de guvern, că așa a spus Consiliul Legislativ, unde sunt niște tipi foarte deștepți, care cunosc legile foarte bine și... Deci s-au încurcat în proceduri, să înțeleg. S-au încurcat în proceduri, da. Comisia Juridică a dat aviz negativ. Tot din motivul ăsta, susținerea a fost inclusiv din partea domnului senator, domnul președinte al Comisiei, domnul Florin Cărciumaru, care a fost o mulțime de ani primar la Târgu Jiu, m-a susținut până la capăt, dar a zis, mă, situația e destul de încurcată. Dar nu vom reuși în felul ăsta, vom da guvernul judecată și tot vom câștiga, pentru că de la 24 martie 1881, când s-a dat legea promulgată de regele Carol I, la propunerea lui Ice Brătianu, care era ministru de finanțe atunci, deci este tatăl, care a fost și prim-ministru, al lui Ionel Cebrătianu. Deci familia Brătianu a fost mult timp în conducerea țării. Și e un text superb în textul de lege, care l-am citit și acolo, că pentru totdeauna se dă urbei Buzău, pentru totdeauna, pentru preumblarea cetățenilor săi și înfrumusețarea orașului. Deci o formulare extraordinară care are valabilitate și acum. Deci Crângul ne aparține, nu a fost niciun altfel de lege să modifice legea asta din 1881. Deci n-a fost revocată, n-a fost anulată, n-a fost întoarsă pentru altă lege. Deci această pădure Crâng ne aparține de la 1850. Au fost 5 ani de procese între, mai face și culturalizarea acum pentru cei care nu știu, între 1850, după ce domnitorul țării românești Barbu Știrbei a dat tot cu aceeași formulare pentru totdeauna Buzăului pădurea Crâng, pentru amenajarea unei grădini, așa era exprimarea atunci, Episcopia Buzăului la acea dată a dat în judecată guvernul, după 5 ani a pierdut, iar Ice Brătianu în 1881 a făcut raportul, practic el a propus Camerei Deputaților și pe urmă Senatul ca și Camera Decizională în 24 martie a votat legea prin care să dă pentru totdeauna pădurea Crâng buzoienilor. Este a noastră și o vom avea. Spuneți-mi, revenind acum la subiectele din municipiu pe care le putem stăpâni până la finalul anului, în Parcul Tineretului se mai face skate parkul acela? Sau? În Parcul Tineretului am fost și astăzi, se face skate park, probabil spre sfârșitul săptămânii viitoare va fi gata. Am mai făcut niște observații critice pe acolo care trebuie să fie respectate. Probleme de aspect, pentru că trebuie să arate și foarte bine. Intrarea trebuie să fie dintr-o anumită parte, nu mă fixaseră ei prin spate, așa trebuie să se vadă și să aibă acces
copiii cât mai repede la acel spațiu. Deci este un câștig și va fi. Tot astăzi în Parcul Crâng am constatat, a ajuns apa dimineață, deci am legat lacul din Parcul Tineretului, l-am legat de Iazul Morilor. Pentru că este apă până la urmă din râul Buzău, care se duce în râul Buzău. Deci riscam foarte mult, apa scăzuseră foarte mult, acolo este și foarte mult pește. În primăvară o veste bună le dau pescarilor, vrem să introducem specii de pește mult și de calitate, să-i dăm și mâncare și să creăm inclusiv concursuri de pescuit acolo, probabil la fiecare sfârșit de săptămână. Dar pentru treaba asta trebuie să îngrijim foarte bine acest lac, unde am văzut azi și lebede și multe alte păsări. E un spațiu foarte frumos al Buzăului și trebuie să-l îmbunătățim. În același timp, tot legat de Parcul Tineretului, că ați amintit de el, până la sfârșitul anului o să avem o primă viziune de transformarea zonei strandului într-o zonă, o parte acoperită cu bazin de not, o altă parte descoperită, care este strandul unde vom împărți acest strand în mai multe bazine, inclusiv unul cu apă adusă de la Sărata Munteoru. Bineînțeles, vom avea 4 terenuri de tenis de câmp acoperite, încă vreo 6 pe exterior, iar în prelungirea lui spre râul Buzău, pe fonduri europene, vreo 4,5 hectare, va fi o zonă superbă, sper, inclusiv cu o faleză spre râul Buzău, spre viitoarea centură de est, pentru că și ea va intra în această poveste, pentru că am promisiunea domnului viceprim-ministru, a intrat deja centura est un proiect de anvergură al Guvernului României, odată cu podul de la Brăila, care va duce spre Măcin, tot ceea ce curge ca și trafic din Moldova, din Republica Moldova, din Rusia, din Ucraina, spre Delta, să treacă prin Buzău, dar pe această centură de est. Bineînțeles că va fi acces al buzoienilor și dinspre centura de est. Vom avea 3 spargeri, nu de bănci, 3 spargeri spre această centură de est. Una în dreptul strandului, cu acest, îi zic, parc, dar este mult mai mult de atât. Va fi și velodrom, vor fi multe zone acolo foarte interesante. O altă spargere pe Tarlaua 33, 67 de hectare, între Parcul Tineretului și Dorobanț 2, practic avem aici un loc care se va dezvolta pentru case, zonă privată, cât cartierul Dorobanțiu și Dorobanț 2 la un loc. Vom avea semnat contractul cât mai repede pentru realizarea acestui pus. Este o chestie care a început de anul trecut. Din păcate, construindu-se acolo ilegal 57 de case, avem ceva probleme legale pentru întocmirea acestui pus, dar am găsit o soluție. Și, bineînțeles, o a treia spargere spre centura de est este din strada Primăverii, să ajungem până la capăt, în prelungirea Gârlașilor, este strada Primăverii, care și ea va fi făcută, dacă ne privește cineva de acolo. Am privit foarte multe întrebări. Din păcate, a fost pe lista celor 45 de străzi, care este în licitație. Încercăm până la sfârșitul acestui an să dăm un câștigător, în care intră și această zonă, bineînțeles, această stradă importantă pentru asfaltare. Până să vorbim despre ce se va mai întâmpla de la 1 ianuarie, că mai sunt câteva vești, aș vrea să ne spuneți în decembrie ce așteaptă pe Buzoieni, că am văzut că deja au fost instalate primele luminițe de sărbătoare. Anul ăsta suntem mult mai pregătiți decât anul trecut, în sensul în care, având banii la timp, am ținut licitația, a câștigat o firmă, deci este un proiect foarte frumos, sper să fie apreciat de toți buzoienii, astfel încât să, la 1 decembrie, sper în jurul orei 17, cred că se întunecă până la acea dată. Este și Ziua Națională a României. Avem un spectacol foarte frumos. Am adus cântăreți de muzică populară din toate regiunile României, inclusiv din fostele regiuni ale României, inclusiv din Ucraina, din Chișinău, din Republica Moldova, din Serbia, Voievodina. E vorba de cântăreți români, cetățenii acelor state, dar ei tot români sunt la bază. Fanfara militară, am vorbit cu domnul general Vlad și a fost încântat. Și bineînțeles, pentru prima dată de Ziua Națională, vom avea pe toate arterele principale din Buzău steagul României. Frumos. Iar apoi, pentru sărbătorile de iarnă, începem practic de 1 decembrie până în 2. Patinoarul va funcționa tot începând cu 1 decembrie, este normal să fie așa. Bineînțeles, vom avea cel puțin ce a fost anul trecut, dar vom îmbunătăți după modelul pe care l-am văzut la Sibiu în iarna trecută, care erau la 10-a ediție, inclusiv o plasă de stele deasupra pieții Daciei. Vom avea meșteri populari, vom avea muzică, am povestit, vom avea
mâncare, băutură, de toate. Deci o să fie o distracție frumoasă. Patinoarul, bineînțeles, pentru copilași și alte jocuri pe acolo, nu știu, trenulețuri, mașini, sunt mai multe oferte și o să le alegem pe cele mai interesante cu siguranță. Bineînțeles, orășelul copiilor va funcționa și el în paralel. S-au comandat inclusiv brazii natural pe care să-i montăm unul aici în piața Daciei, unul la obelisc în Crâng. Deci sunt o mulțime de mici proiecte așa care sper să placă buzoienilor și să avem un oraș frumos de sărbători. De Revelion vor fi focuri de Revelion, artificii, bineînțeles, Andra... Cu focurile de artificii nu voi, voi în centru, dacă nu pot să vorbesc mai mult acum că ne dă amendă cei de la ISU și nu avem voie, vom avea cu siguranță probabil, s-a semnat contractul cu, la mijlocul nopții cu formația lui Andra sau Andrei și sper să iasă o chestie frumoasă, șampanie, încercăm să trecem într-un 2018 care se anunță extrem de important pentru fiecare dintre noi ca România, centenarul, 100 de ani de Românie și măcar la anul să simțim că suntem români și să fim mândri că suntem români, pentru că eu știu, mai sunt îndoiel cel puțin la tineret, așa, multă dezamăgire. Am avut aseară o ședință la tineretul PSD și foarte vă uimește dezamăgirea tineretului? Personal nu. Din păcate s-au făcut foarte multe greșeli, dar sunt mulți copii de valoare care merită mai mult. Și care pleacă și trebuie din țară, să-i ajutăm. Din păcate avem și noi cam 30% din populația Buzăului activă este plecată în exterior. Bineînțeles că mulți ar veni dacă am avea un alt sistem. Nu este problema numai de nu știu, un salariu mai mare sau mai mic. Deci este un să creăm un sistem corect în orașul nostru. Știu că v-ați propus în campanie să aduceți cât mai mulți români înapoi în țară. Ați reușit până încercăm. Acum să aduceți pe cineva? A mai venit unul, doi, dar nu asta era problema. Am făcut și o adunare cu diaspora, au venit oameni la Palatul Comunal, am discutat, s-a transmis, sunt în legătură cu mulți dintre ei afară, le transmit de fiecare dată mesaje. Bineînțeles, semne au început să apară că se întâmplă ceva aici și probabil încet, încet, într-un an, doi, trei, patru, habar n-am, dar trebuie să transmitem imaginea de schimbare de sistem, schimbare de paradigmă, astfel încât să se vadă că acest oraș chiar merită investit în el. Sufletește, în primul rând. Haideți să vorbim despre ce va fi de la 1 ianuarie. Înțeleg că ați dat deja preavizele pentru comercianții din bazar. Încă o dată, dacă ajungeați azi în primărie, cu toate că noi anunțasem între noi de la 1 decembrie, introducând acest sistem Kaizen de management în serviciile publice, suntem primii în România și sper să, cum să spun, să tragem un semnal că se poate întâmpla ceva în administrația publică din această țară, plecând dintr-un oraș mic din Buzău, un oraș de provincie. Rezultatele au început să apară, dar situația este că avem nevoie de acest spațiu de la bazar pentru a crea o primărie modernă. Chiar dacă într-un spațiu făcut pe la 1883 de Nicu Constantinescu. Este spațiul primăriei Buzău, să ne înțelegem foarte, foarte clar. Trebuie să realizăm acolo o primărie care să fie pentru cetățeanul Buzăului. Să nu mai stea cetățeanul să umble la 8 birouri și să îi fie rezolvată problema cât mai repede posibil. Când au primit preavizele comercianții? Nu știu, cred că săptămâna trecută. Și n-au reacționat așa cum au reacționat data trecută când au primit vestea? Semnale primez, nu am nimic cu dumnealor. Soluția ar fi, deci le-am indicat atunci Galeria Mall, o parte am înțeles că și-au mai găsit spații în altă parte știind că nu am dat deloc înapoi să ne recuperăm acest spațiu pentru primărie, că este nevoie de acest lucru, pentru că și acea zonă merită mai mult tratată, în condițiile în care primăria Buzău nu este numai în sediu primăriei Buzău. Vreți evidența populației, vă duceți la mall, vreți spațiul locativ, ajungeți pe Unirii, vreți direcția de asistență socială, ajungeți pe Marghiloma și așa mai departe. Nu este posibil așa ceva. Primăria Buzău trebuie să funcționeze într-un singur loc cu cetățeanul buzoian, iar actuala primărie, care oricum trebuie să intre în modernizare pentru că avem foarte multe probleme, ea n-a fost consolidată în întregime după cutremurul din 77. Da. 77, plouă în pod, sunt fisuri, deci sunt o mulțime de probleme, iar spațiile sunt extrem de înguste. În afară de 3-4 birouri mai largi, în rest este jale.
Aici va rămâne numai zona de reprezentare și de dezvoltare strategică a municipiului Buzău. În rest, trebuie să venim cu o primărie. Am văzut o primărie de curând făcută de la zero la Galați, absolut impresionantă. Aproape nu era nicio diferență față de ce am văzut în Japonia. Cu servicii extraordinare, lumea mulțumită, parcare supraterană, ne gândim și noi în acea zonă să facem așa ceva, astfel încât să modernizăm această parte a Buzăului. Pe partea cealaltă, noi nu avem un centru, cum au toate orașele din această țară, capitală de județ. Și am definit acest centru între Palatul Comunal, Piața Daciei, cu zavodă și bazarul. Iar în Piața Daciei avem un proiect foarte, foarte frumos, finanțat de Uniunea Europeană, care va fi, spre bucuria cetățenilor care locuiesc în zona, va fi parc. Va fi o zonă pietonală frumoasă și avem mai multe idei aici pe care, sigur, le vor pune în practică arhitecții de specialitate și noi doar vom alege, eu știu, ceva care să ne reprezinte și să ne diferențieze chiar față de multe orașe din România. Parcul va fi unde? Chiar în Piața Dacii, peste chiar tot. Chiar pe platou? Chiar pe platou. Deci scoateți de acolo toată marmura, păi dacă este și parc, faceți parc. Nu poate să crească și iarbă pe marmura. Și nu mai intră nicio mașină. În piață nu intra nici acolo. Probabil vor trece autobuzele, vor trece, vorbesc în centru, dar nu va mai fi atâta circulații. Când ar trebui să înceapă lucrările? Deocamdată lucrăm la aceste proiecte, o veste extraordinară. Am fost primul oraș calificat pentru aplicația pe fonduri europene, pe axa 4, sub axa 4, sub axa 4 în mobilitate urbană, mai sunt vreo 5 subaxe. Deci suntem în față, chiar dacă avem o echipă extraordinar de mică, o echipă foarte dinamică, am mai și externalizat din probleme. Sigur, probleme avem în continuare cu această organigramă, acest ANFP care este un parazit. Ieri am avut și o declarație de presă cu funcționarea acestei țări din punctul de vedere al unui primar de oraș, dar părere împărtășită de foarte mulți colegi din România, și nu prea vorbesc ei. Am spus următoarea chestie. Cum funcționează o primărie? Dacă vrei să promovezi pe cineva, ca primar, nu ai voie să-ți faci echipă. Există o comisie, în general, de 6 oameni, 3 principal, 3 secundari, care merg la ANFP și fixează pentru funcțiile de conducere, fixează subiecte și aleg un om. Dacă vrei să pedepsești un om, ți-a lipsit 4 zile de la serviciu sau a venit beat sau chestii care se întâmplă destul de curent. O comisie tot formată din funcționari, îl judecă și de obicei dă o mustrare sau nu-i dă nimic. Dacă vrei să muți o persoană de la un birou, cum suntem noi în situația asta nenorocită, la alt birou, dacă nu-și dă acordul, nu poți să-l muți. Dacă vrei să-i dai o premiere, bineînțeles, trebuie să ai și avizul sindicatului. Atunci, care mai este rolul primarului ajuns? Este un rol decorativ. Și m-am trezit că nimeni nu vorbește. Dar în momentul în care am ridicat în adunarea generală a municipiilor din România, în care am ridicat această problemă, au sărit foarte mulți primari de toate culorile în ajutorul meu. Am avut-o și pe doamna Astrid Fodor de la Sibiu, doamna primăriță de acolo, l-am avut și pe primarul Sibiului, l-am avut și pe primarul UDMR de la Miercurea Ciuc, un tip foarte simpatic, am avut și primarul de la satul mare, tot ungur, și au început și ai mei de la PSD, și liberale, și bă, ăsta are dreptate. Pentru că nu se poate așa ceva. Tu ești, cum să spunem, puternic până la urmă de oameni să conduci o localitate și, bă, primarul, gospodar, primarul face, dar când vii tu, de fapt, nu poți să-ți alegi echipa, nu poți să faci absolut nimic. Și am cerut inclusiv desființarea acestei Agenția Națională a Funcționarului Public, care este un fel de agenție care au senzația că conduce tot ce înseamnă funcționar public în România, inclusiv primari. Deci nu poți obține telefonul mobil al domnului președinte. Nu poți obține telefonul mobil al doamnei secretar. Ei sun, nu răspund că sunt ocupați sau sunt plecați sau sunt în ședințe. Și bineînțeles, în stilul propriu, m-am dus în holul acestei instituții, o instituție foarte mare, o clădire imensă, și am cerut și eu să vorbesc cu cineva. Până la urmă, a sosit o domnișoară care răspundea de județul Buzău. Domnișoară, uite, asta e cererea, pe ce funcționez eu la Buzău, organigramă, că aș mai putea să niște posturi să le țin la concurs, în sensul în care coincid funcțiile și denumirile compartimentelor, departamentelor, cu cele două organigrame pe care le-am suspendate de instanțe. O sun acum vreo două zile, asta a fost acum vreo trei săptămâni, o sun acum vreo două zile, da, i-am dat drumul de acum trei săptămâni, știți? Dar este la domnul președinte. Da, nu se poate așa ceva.
Voi vă bateți joc, efectiv. Noi avem o situație foarte proastă acolo și voi considerați, deci când e să pui o funcție, dacă nu-ți dau ei avizul, nu poți să iei concurs. Concursul să ține pentru funcții, să ține la București. Când stabilesc ei, poate să dureze și 2-3 luni de zile. Iar noi nu avem timp. Președintele ANAF nu e cumva... Nu ANAF, ANFP. ANFP, Agenția Națională a Funcționarului Public. Le încurcăm. Și, bineînțeles, mi-a trebuit aproape 2 luni de zile, cu pile, nu pot să spun mai mult, ca să pot detașa pe domnul secretar, domnul Eduard Pistol, să-l detașez de la Poliția Buzău, să-l detașez la Primăria Buzău pe un an. Și în stilul personal, spuneați că ați mers acolo și ați făcut și declarațiile de presă, n-ați deranjat pe nimeni în partid? Dar nu, asta este adevărul, pentru că, vedeți, s-a propus acum să impozitul ăsta pe eventul global. În mod normal, primăriile... Modificările codului fiscal, da. Modificările codului fiscal... Atunci n-ați fost nemulțumit și dumneavoastră, nu, că primarii... Nu, am fost nemulțumit, dar cu o nuanță. Am fost nemulțumit, dar cu o nuanță. Să ni se dea competențele necesare, pentru că risipa din primăriile din toată țara este imensă. Dacă primarul este sănătos la cap, poate funcționa cu costuri mult mai mici. Eu am demonstrat la Buzău, unde am plecat în 22 iunie, când a fost prima zi de lucru a mea ca primar, cu 57.000 de euro în cont și cu datorii de 5,7 milioane de euro, am terminat anul trecut cu 2,6 milioane de euro excedent, un fel de profit, că aici se vorbește de excedent și de deficit, la firme se vorbește de profit și de pierdere. Iar anul ăsta nu s-a coborât sub 10 milioane de euro în cont. Am ajuns la grad de încasare la 103% la firme, vreo 87-88% la persoanele fizice. Rezultatele au fost excepționale. Le mulțumesc cetățenilor buzoieni și conducătorilor de firme care și-au plătit la timp dările, cu care ați văzut ce s-a început să întâmple în Buzău. A început să se întâmple chestii care pentru unii par minuni. Nu, sunt minuni, sunt bani și am început să avem proiecte pe care le punem în practică, atâta tot. Și competențele pe care le solicitați ar fi? Competențele care le solicităm ar fi să ne facem noi echipa. Nu poate să-ți numească echipa cineva de la București și de obicei îți bagă incompetenți, că mai intervine cineva pe acolo cu pile sau a dat darul și te trezești cu nu știu cine. Vi s-a întâmplat așa să primiți oameni care au dat darul și au venit? Din păcate nu, din păcate s-a întâmplat în trecut, pentru că eu având organigrama blocată nu mi se poate întâmpla. Că de la mine doar pleacă. Ori spre Consiliul Județean, ori spre alte chestii. Dacă să simt deranjați, că îi pun la treabă. E bine că găsesc totuși un loc de muncă acum. Doamne ajută! Locuri de muncă sunt foarte multe în țară. Problema este, salariile au devenit mari în primării, este foarte bine așa, putem atrage oameni buni, dar să fim lăsați în să dea competențele necesare, nu să fim așa numai pe hârtie șef, director general, până la urmă la o primărie, că asta sunt eu, asta îmi înțeleg rolul ca manager aici, nu ca, eu știu, o marionetă a unora, nu sunt așa ceva. Am venit să schimb lucrurile, dar pentru treaba asta trebuie să am și o putere reală. Și până la urmă, care va fi consecința tuturor acestor interpelări, discuții, declarații? Se va întâmpla ceva? Veți avea ceea ce solicitați sau nu? Ați primit semnale că se rezolvă? Nu prea am mari așteptări, dar am primit azi o mulțime de telefoane, de exemplu, președintele Asociației Secretarilor de Primării din județul Mureș a spus: domnul primar, te felicit, ești un tip extraordinar, nu te cunosc, îți de 40 de ani, ăștia își bat joc de sistem. De la altcineva n-ați primit telefon astăzi, nu? Știu ce vreți să sugerați, n-am primit. Dar și asta e un, și asta e un se răspuns. Se poate întâmpla, nu? Și asta se poate interpreta. Tăcerea e întotdeauna un răspuns, da. Ne oprim pentru publicitate, apoi o să citim și mesajele pe care le-ați trimis și vă așteptăm în direct cu întrebări pentru domnul primar.